Bine, Sela. Mulțumesc, bine v-am regăsit și mă bucur să vă revăd în totuși în atmosfera asta de sărbătoare. Și noi ne bucurăm să te revedem. Este o perioadă foarte dificil de traversat, dacă avem momente grele prin care trebuie să trecem. Cum gestionăm? În primul rând, am făcut și o listă, o să vedem imediat, ca să ajutăm puțin oamenii, dar dificil nu este ceea ce trăim, adică faptele, circumstanțele, că suntem singuri, că stăm departe, că nu avem pe nimeni, sunt neutre. Repet, sunt neutre. Cum adică? Uite așa, mintea noastră interpretează acea singurătate, interpretează că nu este bine, interpretează, adică dacă tu poți să privești dintr-o altă perspectivă, lucrurile nu sunt chiar așa. În primul rând că e o zi ca oricare alta și chiar dacă sunt sărbători putem să facem o grămadă de lucruri și o să vedem că am o listă întreagă. Și în momentul în care te gândești totuși de ce sunt în situația asta, ce aș putea face, pot să mă gândesc că este o alegere și întotdeauna este un opțional să fiu bine cu mine în tsunami și în orice situație dificilă sau să aleg să fiu victimă. De ce? Din aceleași situații de singurătate sau de dificultate, alții devin un câștigător al acelei situații și o întoarce și face o grămadă de lucruri bune tocmai pentru că a trecut prin acel moment, iar alții rămân acolo jos, se victimizează, se lamentează și toată viața creează aceleași lucruri. Înainte să ne dai sfaturi, să ne ajut să ne poziționăm cumva mintea în situațiile astea, cum ar trebui să-i susțină pe oamenii care trec prin momente grele de genul ăsta? Nu știu, să-i susțină prietenii sau familia? Cum ar putea să-i ajute? În primul rând, eu aș spune invers. Ar trebui să ne susținem noi pe noi că suntem responsabili de starea emoțională pe care o ai. Adică, în loc să ascultăm mintea, asta e foarte important, vă dau și un exercițiu mic, așa, în loc să ascultăm mintea care spune, vai, ești singur, toți, poți să te gândești la cei care sunt în spital, care sunt bolnavi, care îl dau orice să fie singur acasă, dar sănătoși. Poți să te gândești la cei care sunt în închisoare, bine, că au făcut ceva, totuși sunt într-o situație dificilă. Poți să te gândești la cei care au o problemă, nu pot să meargă, nu pot să vadă și te gândești, Doamne, eu am două mâini, două picioare, este extraordinar. Deci să te raportezi, să te gândești să te raportezi că ar putea fi mai rău. Să te raportezi, dar poate pot să fac ceva ca la anul să nu mai fiu singur. Corect. Poate undeva pot fi mai prietenos, pot fi mai bine sau nu numai, poți face o grămadă de alte lucruri să gândești și să faci lucrurile diferit decât să te simți victimă și să te poziționezi singur ca victimă. Și totuși, ca să în momentele puțin, alea, este foarte greu. Eu le-am bifat pe toate trei. Am fost și părăsită înainte de sărbători, da? Așa, da, sau am suferit, că n-ai cum să te gândești. Cine a îndrăznit? Stați un pic! A fost de mult, că după aia mi-a venit mintea. Sora mea! După care am fost plecată din țară, nu eram de sărbători cu familia și după aia l-am pierdut pe tata și am făcut primul Crăciun fără el. A fost dificil, adică e greu să te chiar să te aduni. Știu, da, da. Dar e un exercițiu foarte bun ce ne spui. Da, da, este greu. Mai greu este să simți acel lucru decât să-ți asculți mintea. Adică mintea de obicei te minte și face o dramă mult mai mare decât există cu adevărat. Suntem curioși ce ne-ai scris pe flipchart acolo. Și vreau să vă mai spun doar un singur lucru și mă ridic la flipchart. De cele mai multe ori în familie când ne strângem, nu numai la mine, la multe, sunt certuri, discuții, mulți ar vrea să nu se întâlnească, aș vrea să cei singuri să se gândească și la acest lucru. Sau de multe ori, e urât ce spun, mulți ar vrea să fie cu altcineva decât sunt în familie, există și aceste cazuri. Așa că nu vă gândiți că tot ce vedeți pe Instagram este exact ceea ce vedeți. Se face poza aia și suntem toți fericiți la poza aia și după aia începe, haide mă, dar dă și mie aia. Și uite cât de supărat sunt și adică să ne gândim că nu e social media, la nu este real. Hai să vedem. Am scris aici singur sau alegere, chiar am pus culori diferite, pentru că dacă te simți singur, totul e negru și totul e urât, poți să ți-o privești ca pe o alegere, măi, am vrut să mă izolez puțin, m-au dezamăgit oamenii sau ceva, sau... și atunci dacă nu-ți convine, fă alegere, să fii mai tolerant, să fii mai bun, să dai un telefon, să-ți întreții relațiile de prietenie, chiar să ai curaj să pui o întrebare, mă, pot să trec și eu pe la tine de Crăciun sau vino tu pe la mine dacă tot ești singur și atunci este o alegere. Am scris totul trece și voi ați râs și așa totul este, trece, chiar da. Și momentele cele mai frumoase trec, nu vă gândiți că ceva rămâne pe loc și gândul și starea vine și pleacă, dar tu nu ești ceva care vii și pleci.
tu ești ceva important care rămâi și încerci să lucrezi cu tine. Schimbă semnificația la această singurătate. Apropo de totul trece, asta voiam să punctez, că mă gândeam acum 3 ani sau 4 ani, când începuse pandemia, mă gândeam, mamă, ce o să se întâmple? Noi nu mai ieșim din asta, nu e posibil, gata. Era sfârșitul lumii. Și bravo. Și am uitat și acum, mai devreme, pauză, vorbeam cu Bogdan și nu mai știam în ce an a fost pandemia. Bravo. De trecut a trecut. Exact. Bun. Fă voluntariat, caritate, gândește-te la spitale, copilași care sunt acolo, vorbește cu cineva să poți să intri, să poți să aduci câteva jucării, bomboane, să reciți o poezie, chiar dacă n-ai bani. Te duci și le citești o poveste sau la bătrâni, la cămine. Dar bineînțeles, este un lucru atât, uite, mi se face pila de gând. Este un lucru atât de frumos, te simți, nu te mai simți singur și așa mai departe. Eu cred că aș fi singurul om care ar fi... Nu, care dacă le-a citit o poveste copiilor, ar fi cumva dat afară, copiii zice, te rugăm frumos, nu înțelegem. Să nu mai fi. Nu înțelegem ce zici, sunt multe cuvinte cu R acolo. Ajută pe cineva care are mult mai puțin decât tine. Poate un vecin este singur, poate este mult mai în vârstă decât tine, poate nu poate să meargă. Adică simte-te util cumva sau pur și simplu poți să ieși să te plimbi și să găsești... homeless pe cineva, adică cei care sunt pe stradă, să le dai ceva de mâncare, să le dai un ceai cald și o să te simți mult mai bine. Sunt grupuri cu un scop comun, că să plantezi flori sau și grupurile fac câte ceva, adică mulți se unesc în grupuri și fac de Crăciun sau de anul sau de sărbători, fac acțiuni, fac activități. Celor care le plac animăluțele, celor care le plac florile, sunt o grămadă de colindători. Exact, sunt o grămadă de pasiuni în comun pe care le poți face sau să cânți sau vă întâlniți la casă la cineva. Te simți mult mai bine, după aceea dormi mult mai bine seara. Dar trebuie să ieși din semnificația asta. Da. Repet, trebuie să iasă din mintea ta această semnificație. Ca să vezi și alte lucruri. Ca să poți să vezi că ele se dau la o parte și vezi. Lucrează cu tine, asta e cel mai important din punctul meu de vedere. Dacă vrei la anul să nu mai fii singur, clar trebuie să-ți asumi și tu o parte din responsabilitatea acestei singurătăți. Lucrează cu tine să fii mai tolerant, mai bun, să judești mai puțin, să dai un telefon în plus, să fii mai prietenos, să faci un gest, adică prieteniile se întrețin, amicițiile, și nu trebuie să fim neapărat cu familie, că poate nu mai suntem căsătoriți sau nu mai avem părinți. Nu contează, există prieteni, există amici, există grupuri de susținere. Pleacă într-o vacanță singur. Mie mi s-a întâmplat să plec singură și a fost, bineînțeles, și a fost absolut minunat și nu odată. Și există lucruri organizate în care nu trebuie neapărat să fii cu cineva. Este o excursie organizată de 3 zile nu știu unde sau de 5 zile nu știu unde. Te ia cu grupul, te duce cu grupul, ești acolo, te iei cu altele, e minunat te și nu trebuie să fie scump, poate să fie în România, poate să fie oriunde. Corect. E și natură dacă nu te plimbi puțin, observă copaci, observă păsărele, oameni, spune un cuvânt, un compliment cuiva, adică mie mi se întâmplă să fac complimente oamenilor necunoscuți și nu vreau nimic, adică pur și simplu mă bucur să spun ce bine stă cu barbă, dragă Bogdan. Mulțumesc frumos! E, cu drag, cu drag! Și ultima este importantă, fă o listă cu ce dorești să schimbi totuși la tine, să fii conștient, faci o listă cu ce vrei să ai ca și calități la anul, care să atragă alte situații, alte lucruri în jurul tău și alt fel de viață. Dacă tu nu schimbi formula, cum gândești, nu poți să ai o altă realitate. Și vreau să vă spun o metaforă, noi suntem efectiv ca un computer, adică orice aplicație folosești se numește interfață. În spate, cineva a făcut niște coduri. Tu nu poți să schimbi interfața cum vrei tu să schimbi jocurile sau lucrurile. Codurile sunt cum gândim. Corect. Interfața este realitatea din jurul nostru. Nu încerca să schimbi realitatea, să o blamezi. Schimbă codurile cum gândești și eu îți garantez că realitatea va fi alta. Ce frumos ai zis. Și dacă nu, bucură-te pe moment că ești liber să faci absolut tot ce vrei, cum îți place, în modul care îți place. Mulțumim frumos, Sela. Mulțumim, Sela. Ideea e că